meci între două echipe cărora le place mingea. Și asta ne face să credem, e ce greșeală acum. Luis Munteanu apără cu rău, senzațional, într-o situație de 1-1. Sâmbi foarte bine lui Munteanu. Preluare corectă, frumoasă a lui Munteanu. Ce minge, corner. Escu, minunată pasă care îl găsește pe Kiki. O centrare acestuia, ce fază. Superbă fază construită de echipa lui Hagi. Deaconu continuă, gol! Gol al lui Deaconu și este un gol meritat. Lișate bine. Uite aici. Cine ar scoate din offside pe Kiki? Lacroix, probabil. Foarte bine a venit. Foarte, foarte bine a venit Ronaldo Deaconu și apoi într-un moment în care cei de la Craiova nu cred că mai așteptau șutul. Erau mulți jucători acolo. Închide faza. Mi-aduc aminte de niște goluri superbe marcate de Deaconu la ultima sa participare la campionatul României, da? Căzătura de mai devreme. Ce pasă bună acum peste fundaș. Este Munteanu, care o vârf adevărat, Munteanu, dar și Gurău stă cum trebuie, unde trebuie. Negru pe jos, bună idee și vine șutul. Alături, Bausa a căutat vinclul mai bine decât a făcut-o acum. Budescu, a urcat bine Kiki. Kiki este în careu, Kiki și Gurău. În deplasare, iată-l acum pe Rivaldinho, șut tare. Budescu intră în careu. Budescu încearcă ultimul dribling, driblingul decisiv care l-ar fi lăsat liber. Continuă el, centrare bună. Unul dintre jucători, Dussault, este căzut pe gazon. Vine centrarea lui Vână, lovitură de cap, Rivaldinho un pic alături. Și aici ce greșeală mare face Companiucci. A plecat Luis Munteanu, așteaptă Grigorian, armeanul în careu. Grigorian trage prost. Parcă să treacă jucătorul farului și reușește să treacă. Așteaptă Rivaldinho, spre el se duce mingea, iese bine Leo Lacroix. Întârzie însă, întârzie foarte mult și farul e din nou în careu prin Vână. Ce fază frumoasă. Apare unde nu te aștepți, apare ca om în plus. Sidibe. Bună minge, șut, ce frumos. Se descurcă Grigorian, acum pentru Munteanu, în care o Munteanu. Deaconu pasă din prima, foarte bună pentru Grigorian, armeanul în careu, Grigorian cu rău.